Ban și Sabina Farme. Cu Horia Roman Patapien și Lucia Mihăiești vă v-ați reîntâlni la ora 4:30 pentru lansarea volumului Vânturile de Mario Vargas Llosa. Vă mulțumesc! Bună ziua! Avem în fața noastră un roman despre cum și-a construit Putin puterea. Romanul este scris de un specialist în științe politice, cineva care cunoaște, aș spune, aproape în intimitate scena politică de la Kremlin și personajele ei, și care reușește să pună cap la cap un puzzle din care să ne arate în ce fel poate fi construit un dictator. Care sunt principalele elemente ale acestei construcții? De ce anume are nevoie în jurul lui un personaj pentru a deveni dictator? Și aproape toate personajele cărții sunt persoane reale. O să-l întâlniți aici pe cunoscutul bucătar care conduce ostilitățile armatei private ale lui Putin în Ucraina. O să-l întâlniți aici pe Berezovski, pe Hodorkovski și mai ales o să întâlniți felul în care ei au fost folosiți și pe urmă aruncați la gunoi de Vladimir Putin. Romanul, sigur, este o ficțiune, dar faptele cumva se încadrează într-o realitate pe care noi o vedem și o cunoaștem mai mult decât ne-am dorit, poate, dar din cauza acestui război de lângă noi. Și, sigur, magul este un personaj necunoscut, învăluit în ceață. El este consilierul care îl construiește pe Vladimir Putin. E un tânăr care vine dintr-o familie veche, aristocrată. E cineva bine educat, care știe limbi străine, care cunoaște istorie, care citește cărți de filozofie, bine educat de în familie și care printr-o întâmplare ajunge să-l cunoască pe Berezovski, care spune: domnule, avem nevoie de un nou președinte și unul care să ne asculte pe noi, cineva care să fie la dispoziția noastră, adică a grupurilor de interese și de afaceri care atunci cârmuiau Kremlinul în perioada lui Yeltsin. Și s-au gândit că Vladimir Putin e omul care răspunde la comenzi. Era șeful serviciului secret, FSB, și bun, el e un personaj care poate fi creat să devină un lider la dispoziția noastră, a grupurilor de interese. Și merg la Putin, Berezovski și acest mag. Magul e creierul cenușiu al construcției de la Kremlin. Și îl cunosc pe Putin și îi propun această schemă, el să devină președinte. Și de aici romanul pornește. Putin nu e un om care poate fi manipulat, rezultă, și atunci el îi și spune magului, cel mai ușor e să primești ordine și să le respecti. E mult mai ușor decât să faci orice altceva. Și eu sunt obișnuit să fac asta. Dar nu sunt omul pe care vă bazați voi, care va face lucrurile acestea. Romanul însă e interesant și din alt punct de vedere. Fiind scris de un specialist în științe politice, de un consilier politic, care a stat în jurul unor lideri occidentali, el oferă o rețetă, sau mai multe rețete,
despre ce ar trebui să facă un politician pentru a avea succes, ce ar trebui să facă un consilier politic pentru a-l duce spre succes pe politician. Și mai mult decât atât, cartea este despre cum sunt rușii, cum au fost și cum sunt rușii în zilele noastre. Și eu am făcut aici două listuțe pe care, dacă nu vă plictisesc, aș vrea să vi le citesc. Una dintre ele este despre exact caracteristicile rușilor pe care în perioada de tranziție și cum ele pot fi folosite de puterea politică în favoarea ei. Și ele sunt definiții ale magului, acest creier cenușiu al Kremlinului care reușește să rămână departe de ochii publici, dar care reușește să țină în priză pe Putin, pe țar. Și câteva dintre definițiile, cum sunt rușii date de acest mag. Spre deosebire de vest, femeile în Rusia zâmbesc mai puțin și drumurile sunt aproape totdeauna acoperite cu gheață. Iar metabolismul rușilor a avut timp să se obișnuiască cu multe. Pasiunea de a nu fi tu însuți e foarte frecventă în Rusia și e dat exemplul lui Nesselrod, celebru negociator rus de la Congresul de la Viena și șeful politicii externe ruse vreme de 40 de ani, care nu vorbea rusește, care negocia în numele Rusiei, în franceză, în germană, dar nu își cunoștea limba propriei țări. Principalele calități ale rușilor sunt lingușala, nu talentul, tăcerea, nu elocvența. Elita rusă este unită de un fond comun de mizerie, prin care fiecare dintre membrii ei a trecut înainte de a ajunge la vilele de pe coasta de Azur și la sticlele de Petrus, cel mai scump vin de pe planetă. Rușii nu sunt obsedați de bani, ei se joacă cu banii, îi aruncă în aer ca pe niște confeti, pentru că în Rusia contează privilegiile și apropierea de putere. Restul e secundar. În momentul în care ai pierdut privilegiul de a fi aproape de putere, cum s-a întâmplat cu Hodorkovski, ai pierdut și banii, ai pierdut și averea, ai pierdut totul. Și acum câteva sfaturi, înainte să-l las pe colegul meu să vorbească. Sfaturi ale magului, Vadim Baranov îl cheamă în carte, e un personaj fictiv, dar e un personaj care poate să ar fi putut să existe foarte bine. Și el spune așa, niciodată nu subestimați natura sentimentală a relațiilor politice. Citându-l pe Faust, de exemplu, și glosând asupra vieții lui Putin, care era destul de cazon, nu-i plăcea să mănânce bine neapărat, nu-i plăceau băuturile de lux, nu bea, nu fumează, așa. Spune așa, cine comandă, trebuie să-și afle fericirea în comandă. Și asta este plăcerea maximă a țarului. Îl definește pe Putin prin grila lui Stanislavski, care vorbea despre calitățile marilor actori. Și marea calitate actoricească a lui Putin, pe care o găsește Julian Odampoli, este că Putin e actorul care se pune pe el însuși pe scenă, care nu are nevoie să joace, fiindcă e pătruns de, e absolut pătruns de rolul lui. Cartea e plină de citate memorabile și o citiți cumva cu sufletul la gură, mai ales dacă sunteți pasionați de ce se întâmplă în jurul nostru și cu noi. Eu am selectat aici o pagină interesantă despre motocicliștii lui Putin. Dacă vă aduceți aminte de ei, el s-a folosit de acești motocicliști în mai multe perioade ale vieții lui politice, pentru a-și arăta puterea, pentru a da spectacole. Și acești motocicliști care se folosește, îi trimite și la război.
și magul e trimis acolo să-i convingă ce ar trebui să se întâmple cu războiul și cum negocierile ar putea să aducă poate mai multe lucruri sau nu. În orice caz, e un final de carte puțin emoționant care îl face în final pe mag să facă un pas înapoi din, din poziția lui de mare putere și de mare influență pe lângă țară. Toată scena se desfășoară pe front în Ucraina. Motociclistul ieși și, fără să scoată o vorbă, mă conduse spre o ruină aflată alături de Maidanul pe care lupii nopții și l-a lăsaseră drept de bază. Am trecut pe lângă un rând de mașini de gunoi portocalii pe care le transformaseră în vehicule de război, colind bena din spate pentru a pune acolo un mortier. Văzute de aproape, ruinele își pierdeau caracterul indistinct. Recunoșteai, printre dărâmături, resturi de obiecte de uscaznic, un frigider spart, clănța unei uși, niște țesături colorate. Șeful motocicliștilor se urcase pe o mică grămadă și scormonea pământul cu enormul său bocan Mac Martens, Doc Martens, ca și cum ar fi căutat ceva. Iată, întotdeauna există măcar una, spuse el aplecându-se pentru a ridica o bucată de plastic roz acoperită de pământ. Uită-te la ea, Vadia, de ce nu o duci fiicei tale? La început nu am recunoscut obiectul pe care mi-l împindea, apoi luându-l în mână mi-am dat seama că era vorba de o păpușă. Îi lipsea un braț și mă întrebam dacă îl pierduse într-o explozie sau înainte. Acest lucru mic, rupt și murdar, trebuie să fie avut un nume cândva și o fetiță se jucase cu el. Războiul din Ucraina era la fel ca tot restul. Nu eu îl dorisem. De altfel îmi exprimase în fermă opoziție față de pornirea lui. Dar apoi când țarul îl decisese, făcuse tot ce îmi stătuse în puteri ca să-l văd încununat de succes. Din obișnuință, din orgoliu, pentru că puteam, așa fusese de la început, cu bombele de la Moscova și războiul din Cecenia, cu arestarea lui Hodorkovski și cu prăbușirea lui